Într-un interviu acordat în premieră pentru Nest TV Channel, Petre Grigoraș, tehnicianul formației Foresta Suceava, a vorbit despre ultimele evenimente din cadrul echipei, dar și despre meciul din Cupa României cu Dinamo București. O perioadă cu bune și cu rele pentru clubul sucevean. Am avut parte de câteva jocuri, mai exact ultimele două jocuri din campionat, care nu au fost prea reușite. În schimb, în Cupa României am reușit să trecem de Gazmetan Media și surprinzător, aș putea spune. Da, foarte surprinzător și pentru mine, poate și pentru dumneavoastră la fel, sigur și pentru adversari. Foarte greu ca o echipă de Liga 3 să elimine o echipă aflată pe vală în Liga 1, o echipă foarte bună, Gazmetanu, dar, eu știu, poate ne-au tratat puțin cu superficialitate și i-a costat. Din păcate ne-a costat și pe noi, că s-a observat că meciurile dintre trei zile nu ne-au priit. Efortul depus, un uriaș și din toate punctele de vedere depus în meciul de cupă, a afectat evoluția, din păcate, în campionat, unde ne-a interesat cel mai mult și n-am reușit să ne refacem nici mental, nici fizic pentru meciurile din campionat, unde am avut evoluții slabe sau foarte slabe și ne costă și locul în clasament punctele, iar lucrul ăsta nu ne convine deloc. Ne-am fi dorit să tratăm ambele competiții foarte serios și să avem rezultate în ambele competiții. N-am reușit decât în Cupa României, ceea ce nu este foarte încântător pentru suporterul din Suceava, nici pentru mine personal. Dar trebuie să acceptăm și înfrângerile, fac parte din sport și trebuie să ne ridicăm și să mergem în continuare, să abordăm fiecare partidă la victorie și să reușim să ne redresăm, pentru că suntem într-un moment dificil în campionat. Și următoarea partidă, cea cu Târgu Neamțu, trebuie câștigată cu orice preț. Având în vedere faptul că avem câțiva indisponibili pentru următoarele jocuri, au mai venit și aceste suspendări temporare, excluderi temporare, mă refer a lui Stănescu și Căinari. Cum veți aborda următoarele jocuri? Vom aborda cu ce avem la dispoziție. Nu mă încântă faptul că cei doi sunt suspendați, nu mă încântă faptul că Rigoni și Cerlincă, doi jucători care pot să facă diferența, doi jucători care mie personal îmi plac foarte mult prin calitatea pe care o au, dar vin după accidentări destul de îndelungate și după recidive la accidentările pe care le-au avut. Din păcate, nu cred că o să-i pot folosi nici etapa asta. Se adaugă cei doi juniori, June, care este plecat la lot, plus Pipos, care a ieșit în primele minute din meciul de la Botoșani accidentat și 100% nu va mai putea face parte din lotul nostru pentru meciul cu Târgu Neamț. Sunt absențe destul de mari, e și eliminarea lui Teo Lungu, care va absenta și el. Da, sunt suficient de mulți jucători absenți. Normal că nu mi-este atât de ușor să încropesc o echipă competitivă. Una este să ai mai multe soluții, să-i vezi la antrenament care sunt cât de cât mai în formă, dar cei care vor intra ar trebui să demonstreze că poate m-am înșelat în privința lor, că noi am folosit mai mult și să-mi dau o palmă morală pe mie personal, că puteau mai mult, dar nu am avut eu încredere în ei. Până în acest moment există vreo urmă de regret a omului, a antrenorului Petre Grigoraș, că a semnat cu Foresta Suceava? Nu, sub nicio formă, exclus. Deci vă spun cu sinceritate că nu-mi pare rău de absolut nimic din ceea ce fac. Am luat această decizie, nu am luat-o la nervi sau la supărare, am luat-o pur și simplu că am vrut să lucrez. Indiferent la ce nivel, mi s-a prezentat un proiect destul de viabil și l-am acceptat și am zis că vin cu cea mai mare deschidere, mare plăcere să lucrez aici atâta timp cât voi putea și cât voi reuși să, eu știu, satisfac dorințele conducerii. N-am reușit deocamdată foarte, foarte mult, dar eu cred că vom vedea echipa și mai bine. Despre meciul din cupă cu Dinamo București, ce ne puteți spune? Păi, ce mi-am dorit? Personal mi-am dorit o echipă puternică, Dinamo, Steaua, în primul rând pentru publicul din Suceava, pentru că este una să aduce o echipă de genul ăsta, să vadă și ei o echipă titrată, o echipă cu istorie bogată. Steaua, văzuse, cred că acum vreo 2-3 ani, dacă nu mă înșel eu, era normal pe undeva să vină și Dinamo, nu? Ca să nu se supere cei de la FCSB. Înțelegem din ce spuneți dumneavoastră că există șanse
să se joace pe aren meciul. Pe asta ne și dorim, pentru că normal, jucăm pe teren propriu, este într-adevăr o problemă dacă meciul va fi televizat și se va trebui să se dispute nocturnă, atunci va fi o problemă de închirierea unei nocturne, dacă se vor găsi fondurile necesare. Sunt în discuții cu cei de la Dinamo, dacă ei vor accepta, eu știu, anumite condiții care se discută acum la moment de, la nivel de conducere, la nivel de conducere, atunci mai mult ca sigur meciul se va juca aici. Eu personal îmi doresc foarte mult ca meciul să se dispute aici. Nu știu câte șanse avem, dar este important să -i aducem pe Dinamo aici, e important ca stadionul să fie plin și pentru ei să încercăm o nouă minune, dacă se poate. Până atunci sunt meciurile din campionat la care trebuie să ne gândim, iar celelalte probleme le vor rezolva cei din conducerea clubului, probleme de organizare.